cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește. Bună dimineața la cafeaua de dimineață. Dacă este joi, a apărut din nou săptămânalul Mesagerul de Neamț. O să-mi fac datoria să vă anunț câteva subiecte, pentru că este un număr extrem de plin cu materiale. De exemplu, pe prima pagină avem trimitere în interior, un nou scandal asupra Spitalului Județean Neamț. Mama mea a murit, cine plătește pentru neglijență și nesimțire? Un alt material care vorbește, poate chiar în paralel un pic, despre aparatură de ultimă generație medicală la o clinică particulară, vorbim de Clinica Sfântul Andrei, dar și cazul Sechel cu femeia care a murit după ce a născut. Toată lumea spunea că nu are nimic și a fost lăsată să zacă tot în spital mai multe ore până când a murit. Un material asupra căruia vă atrag atenția și care merită citit, nu fușărit, dezastru economic în Neamț, efortul conjugat al politicienilor și al statului român. Știți, se tot vorbește la noi ce, câți bani aducem, ce facem, cum facem, cât facem, dar dacă pornim de la date și cifre, pornim din 89 încoace, o să avem imaginea declinului, chiar pe niște date statistice foarte clare. Dacă luăm și numai PIB-ul, produsul intern brut al județului raportat la cel al țării și raportat la județele din jur, Neamțul stă dezastros. Și dacă vreți să vedeți că de multe ori este vorbărie goală, vedem în ziua de astăzi, în exercițiu financiar 2014-2020, pe finanțări europene, pe programul operațional regional, unde avem și beneficiar public, publici, la nivelul consiliilor județene, în regiunea de nord-est, județul Neamț, o să-mi permit să nu dau cifre greșite și atunci o să mă uit în telefon, județul Neamț este pe ultimul loc la programe și proiecte finanțate prin această măsură la nivelul Consiliului Județean. Deci, valoare totală 102.223 de milioane de euro, pe când Vasluiul, care se află în fața noastră, are 112 milioane de euro. Deci, cam pe aici stau și de aici puteți vedea și alte date și puteți extrage niște învățăminte care ar putea să ne țină atenți în momentul în care pornim spre urna de vot. În fine, un material a apărut astăzi în Mesagerul care ne-a dat și ideea de a face emisiunea astăzi. Se cheamă Ultima Fiță, meditații la abecedar și teme pentru elevii de o șchioapă. De aceea ne aflăm astăzi în deplasare la cafea în sediul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, împreună cu inspectorul școlar general Mihai Obreja, profesor Mihai Obreja. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această... Îmi permite să mai fac o precizare la final. În ziar mai apare încă un material asupra căruia vă atrag atenția, un atentat la patrimoniu județean și național. O biserică, monument de la Petru Vodă, a fost mutilată probabil și cu voia autorităților locale, oricum cu marea nepăsare a autorităților în general. S-a dat și o amendă, s-a făcut și un dosar penal, din câte am înțeles, puteți citi în material. Domnul general, sau domnul profesor general, sau... Profesor. Așa, domnul profesor. Am făcut un material în Mesagerul de Neamț, colegii mei l-au documentat, cu meditații care se fac... Mie nu-mi vine să cred, la clasa 0 și meditații pentru alfabet. Și avem și declarații ale celor, am stat de vorbă cu ei, că anunțurile sunt pe internet. Da, deci eu fac, lucrez cu 2-3 copii, învăț să citească, învăț să scrie. Mie mi se pare aberant. Dumneavoastră, cum vi se pare că, nu știu, sună de noaptea minții. Oricum nu sună ca și cum ar trebui să fim în sediul unui inspectorat școlar
și să vorbim despre așa ceva. Sunt două aspecte aici care pot fi luate în discuție. Primul, îmi aparține să spun că reprezentant al cadrelor didactice și l-am formulat, cred că în dese rânduri, într-adevăr, să cobori până la clasa pregătitoare cu meditații este chiar ceva aberant. Și este aberant de ce? Pentru că din start, tu ca învățător, ca educator, îi pui sub semnul întrebării un principiu fundamental, cel care vizează accesul la educații al tuturor copiilor. Practic, tu învățător la clasă, că ești la clasa pregătitoare, că ești la clasa 1, 2, 3, 4, în timpul alocat predării disciplinilor respective, trebuie să te asiguri că cei pe care ai în îngrijire acolo își pot împreună cu tine dezvolta acele de abilități, acele deprinderi de bază. Cititul, scrisul, până la urmă vorbitul corect românește, sunt abilități, competențe de bază și ele trebuie dezvoltate în clasă fără pregătire. Este o modă pe care au încurajat-o și al doilea aspect. Părinții. Și părinții. E o fiță. Că, da, e o fiță. Probabil în vremurile noastre părinții alocă mai puțin timp, să spunem, nu pregătirii temelor. Părinții nu trebuie ei să se ocupe direct de realizarea temelor împreună cu copiii. Sunt și astfel de cazuri și după mine sunt și ușor contraproductive. După 4 sau 5 ore de la școală, să-l mai ții și tu ca părinte și să-i faci tema. Sunt situații în care părintele rezolvă tema împreună cu copilul. Poți să-i asiguri un sprijin acolo, să-l îndrumi. Dar pasul celălalt, să-l mai trimiți și la meditații, lucru pe care iarăși nu-l pot face toți copiii, lucru care poate genera după aceea un tratament diferențiat în clasă și lucrul acesta, după mine, este cel mai grav și el este vizibil uneori și la gimnaziu și la liceu chiar. Dacă un profesor face pregătiri, mai ales cu proprii copii, copiii de la clasă, îmi este mie greu să cred că în sala de curs toți copiii... Și copilul ăla mai este atent. Va mai fi atent, are din start poate asigurată deja o notă, nu mai poate exista același tratament pentru toți copiii. Adică nu-i mai pui în aceleași condiții, nu le mai asiguri aceeași evaluare, poate, da? Prin testele, prin lucrările pe care le administrezi la clasă. Este un lucru cu care nu sunt de acord, sub nicio formă, și o să încerc cât pot eu, din poziția aceasta, să îl descurajez un pic. Și da. Pentru că e vorba și de clasa pregătitoare și se apropie acum și înscrierea pentru clasa pregătitoare, mai avem o problemă aici. Este cea legată de constituirea claselor, mai ales pe mediul urban, unde sunt părinți care știu, cu 2, 3, 4, 5, poate abia s-a născut copilul, la ce școală, la ce învățătoare. Și aici lucrurile nu sunt în ordine, pentru că iarăși nu sunt puși copiii nu în aceleași condiții. Nu le oferi poate aceeași șansă, nu, să ajungă la... Aici mai este o problemă, domnul general. Mai este problema, cum să spun eu, un învățător își face un nume și un renume. Și un renume, da. Sunt învățători care își fac nume și mulți dintre ei pe muncă adevărată. Corect. Și atunci la ei este înghesuială la ușă. Alții își fac un renume pentru că sunt foarte atenți cu părinții, nu cu copiii. Dar sunt și unii pe care nu prea îi interesează. Ei, e, parcă sună bine totuși că vrei să-ți dai, copil, să-ți dai copilul la un învățător profesor care chiar vrea să facă treabă. Corect, numai că această competiție în timp așa ușor a fost devine deturnată, să spunem, de la ceea ce avea bun, să spunem noi în faza inițială.
Lucrul acesta e valabil, să știți, și la liceu, numai la clasele 1-4. Se spune uneori despre un copil că putea să ajungă olimpic, de exemplu, olimpic internațional, indiferent cine era profesorul la clasă. Poate nici chiar așa. Este ușor exagerat, să spunem. Este exagerat. Ușor exagerat, dar sunt și copii care, într-adevăr, din ecuația aceea de 100%, 90% le aparține din reușită. Bun, haideți să depășim subiectul acesta și să ajungem la... Deci eu sunt în dezacord cu așa ceva și îndemn și pe părinți, da, să se folosească în primul rând de ceea ce se întâmplă în școală, să țină legătura cu domnii, doamnele învățătoare. Școala trebuie să asigure suportul necesar pentru ca un copil care ajunge la clasa a doua, la evaluare, să spunem, sau a patra sau la clasa a șasea, nu sunt aceste evaluări la ieșire dintr-un ciclu, să poată să facă față cu succes, mai ales că subiectele, testele pe care le-am văzut și eu, sunt la îndemâna copiilor care practică școala, care vin la școală în fiecare zi, care sunt cât de cât atenți la oră, care se implică în activitate. Deci nu sunt de acord sub nicio formă cu așa ceva. Din păcate, e o practică la noi în România care este extinsă și la evaluarea națională. Se lucrează la acele pregătiri doar pe niște subiecte standard. Da? Și cum l-ai mișcat din acele subiecte și ne dăm seama cel mai bine atunci când apar testările PISA, tot ne întrebăm de ce suntem pe locul 4-6 și de ce țări din Asia Extremă sau țări din nord de aici, țările baltice, sunt pe primele locuri. Sunt pe primele locuri pentru că lucrează și altceva. Și pentru că fac subiectele. Pentru că acolo se fac subiectele. Și subiectele, probabil, după metodologia lor se fac subiectele. Da. Nu după metodologia noastră, ca să fim foarte cinstiți. Da, testarea aceea e propusă de OECD. Ei sunt interesați, într-adevăr, la 15 ani, să vedem. Sunt interesați. Copiii aceia la 15 ani pot intra în câmpul muncii. Dacă au, într-adevăr, abilități, competențe pentru un anumit domeniu. Da, haideți să depășim un pic, să ajungem la un subiect care, fie că vreți, fie că nu vreți, fie că vreau, fie că nu vreau, e pe în prima pagină. Violența în școli. Deci, din nefericire, de la ultima discuție pe care am avut-o, am avut două cazuri de violență în școli. Probabil că unele mai micuțe, așa, de hârjoneală, nu mai ajung, că n-au cum să ajungă toate. Se întâmplă în comunitățile de copii, dar am avut cazul acela de la o grădiniță din Piatra Neamț și cazul pare mai grav un pic de la Târgu Neamț. Ce știți și în ce măsură aveți niște rapoarte de la școlile respective? Ce am constatat de mult timp, nu acum, în anii din urmă, evenimente de acest gen nu prea erau raportate din școli. Dacă presa ajungea și le ducea în spațiu public, era foarte bine. Există reflexul acesta de, în sensul de a păstra, de a apăra imaginea școlii, ca astfel de evenimente să nu fie cunoscute. Și pentru mine este contraproductiv. Deci nu este în regulă. Sunt evenimente în școli, m-am uitat pe rapoartele care au ajuns la noi la inspectorat. Lunar școlile raportează o statistică în legătură cu fenomenul violenței și apare 0-0 în ciuda faptului că noi știm că au existat astfel de evenimente. Ministerul ne-a atras atenția foarte clar și este corect să transmitem și noi transmitem pe fluxul de informații toate evenimentele de acest gen, care sunt evenimente, unele chiar foarte, foarte grave. Grădinița 12 Piatra Neamț. Am fost prezent la ședința de acolo. Mi-am format, să spunem, o imagine, deci eu nu am intervenit decât după ce s-a închis ședința, pe final, am vrut să am o discuție acolo cu părinții. În primul rând să-i sensibilizez un pic asupra a ceea ce înseamnă dificultăți legate de profesia aceasta de educatoare, mai ales la o grupă mică, la 3 ani, cu 27 de copii. Bineînțeles, fără să accept sub nicio formă
ca în relația dintre cadrul didactic și elev să apară astfel de fenomene, nu? De agresiuni, să spunem, verbale, fizice, emoționale. Nu sunt de acord cu așa ceva. Numai că, iarăși, văd că există o ușoară tendință, nu? De partea părinților, de a exagera, de a-și abandona într-un fel copiii și a muta aproape integral vina pentru ceea ce înseamnă un semi-eșec, un eșec în educație. Pe educator, pe învățător, pe învățător, pe școală. Eu primesc telefoane și las telefonul deschis, stau de vorbă cu toată lumea și vreau să vă spun că în ultimul timp mulți profesori și mai ales educatoare, învățători, m-au sunat și m-au avertizat cu mici evenimente, că s-ar putea să iau o turnură care să le șifoneze, să spunem, imaginea în spațiu public și nu este în regulă. De acolo am observat că părinții erau împărțiți. Unii pro și alții contra și sper să nu greșesc și o să fiu probabil criticat, dar la ce am văzut, cred că cei mai mulți părinți, deci mai bine să spunem mult peste jumătate, parcă erau de partea doamnei educatoare. Era un grup de părinți mai vocal, eu i-am ascultat și îi voi asculta întotdeauna pentru că este de datoria mea, dar lucrurile trebuie puse în ordine. O să ajung raportul de la școala 5, unde, probabil pe baza declarațiilor părinților, a declarațiilor celorlalți care au activat la grupă, adică numai doamna educatoare, mai există două educatoare, mai există medicul, am avut o discuție cu medicul, după, medicul mi-a spus foarte clar că n-au observat copiii aproape zilnic și nu prezentau urme de lovire, vânătăi, ceea ce pune un pic sub semnul întrebării, acuzația aceea cu bătaia. Ce e clar e că vocal s-a vocal manifestat. Da. A existat acea înregistrare sau au existat acele înregistrări. Eu am folosit atunci o expresie, să spunem, ușor poate neavenită. Am spus că sunt ilegale, cineva m-a atenționat. Nu, înregistrările poate corect după lege nu sunt autorizate. Da. Nu pot fi înregistrate activitățile didactice, să spunem, fără acordul cadrului didactic și al copiilor. Da, și al părinților, da. Dar vă dați seama că înregistrări din genul acesta au fost folosite deja. Au fost folosite, dar ele ne pot și ajuta până la urmă să vedem și aspectul bun, că de la o înregistrare poți să afli. Au fost situații în care înregistrările au făcut lumină. Păi da, dacă eu v-aș spune, grave. Eu dacă v-aș spune o înregistrare, v-aș da să audiați o înregistrare acum, nu e cazul, în care un elev la o oră a ajuns să exaspereze o întreagă grupă de profesori, care ultima soluție a fost să înregistreze la o oră ce se întâmplă. Și să auziți elevul respectiv cum se adresează profesorului sau profesoarei. Băi, proastă, ce vrei tu să-ți faci o ție aici? Păi eu vin aici că trebuie să vin, că vin așa. Deci, ce faci atunci, tu ca profesor? Că nu-l poți da afară, că dacă îl dai afară din clasă, spune că nu ai ales metodele potrivite. Cum să alegi metode potrivite cu un asemenea specimen care vine și care a trecut prin 4 școli, peste tot a fost mutat dintr-o parte în alta, ca să nu rămână repetent? Da, cazul acesta, educatoare copii de la grădinița 12, a fost, spunem mai ușor, supradimensionat. Da, în schimb, la cazul celălalt de la Târgu Neamț, este un caz de o gravitate deosebită și ne spune foarte clar că fenomenul acesta al violenței nu înseamnă doar niște insule, niște cazuri așa izolate în învățământul românesc. Am fost anunțat atunci imediat de către directorul școlii, care era în concediu medical, despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Între timp am mai obținut și eu alte informații. Am fost sunat chiar de către poliția Târgu Neamț, s-a deschis și un dosar penal acolo.
el se deschidea oricum, fără să depună cineva plângere, dar evenimentul a fost foarte grav, cu copii, elevi de clasa 11, unii majori, o altercație care a degenerat într-o bătaie în toată regula, cu urmări grave, dacă într-adevăr și cred, n-am motive să nu... Da, noi am stat de vorbă cu mama... Acela medico-legal, nu, cu fractură de piramidă nazală. Păi a fost un ring de box acolo, dacă s-a întâmplat așa ceva, plus dacă în ancheta din școală se va confirma că au consumat și alcool. Se pare că băiatul care a fost lovit, cel puțin, are... Am înțeles că el a fost cel care a declanșat. El a declanșat conflictul. Dar, până la urmă, nu e o scuză nici pentru ceilalți că a declanșat. Da. Însă... După cum nu au o scuză nici cei din conducerea școlii, pentru că acolo sunt trei directori. Este un director, domnul Petre, care era în concediu medical, dar mai sunt și două doamne director adjunct și se pare că nu era nimeni din conducerii la acea oră în școală și atunci o să analizăm un pic și managementul instituției, pentru că eu nu spun din start că directorul, dacă era directorul școală, nu s-ar fi întâmplat, dar uneori copiii... Eu vreau să... Da. Că sunt foarte bine informat, știu că nu-i directorul în școală, că nu-i dirigintele în școală și atunci crede că sunt mai liberi. Dirigintele nu poate să fie tot timpul. Dirigintele nu poate să fie tot timpul, că am văzut, deci, că am mai văzut ceva, că doamna dirigintă de la clasa de unde era copilul este vinovată pentru că... mama băiatului. Acum trebuie, haideți să facem o paranteză, băiatul nu este ușă de biserică, nu este un... Da, el a venit prin transfer acolo, da, cu niște probleme. Un semestru, dacă mi-a transmis corect de acolo, nota scăzută la purtare la 6 sau 4, nu are țin dacă e, dar cred că 6. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect. Da. Deci aici lucrurile sunt un pic mai... sunt discutabile și aici. Că un asemenea conflict între trei găligani care la... Nu poate fi gestionat. Nu poate fi gestionat de un profesor. Da. Să fie serios. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. Liceul respectiv este un liceu mare. Acolo, majoritatea elevilor, discutam, sunt navetiști. Da. Elevul navetist are un anumit, marea majoritate, au un anumit comportament generat tocmai de această grijă a lui. Vin, plec, trebuie să fac, eu un pic pe drum, îs mai mult, se mai iau cu o cafea, se mai iau cu un energizant. Sunt destule momente în care el practic și atunci, nu este sub niciun control. Și atunci, acest gen de învățământ, unde nu mai există internate în care să stea, nu mai sunt condiții să-l ții în internat, nu mai se plătește, nu mai sunt burse pentru așa ceva, poate școlile astea ar necesita un alt gen de protecție. Ne-am uitat pe o situație, dacă am văzut corect acolo. Haideți că încerc eu. 1000 și ceva din, de copii, parcă 1300 și ceva. Și atunci 1100 la genul... sunt navetiști, adică la... provin din comunitățile rurale, din zonă, e un număr mare de navetiști. Așa este, deci Colegiul Național Colegiul Tehnic Ion Creangă, din 1750 din 1700, de ele, 1120 navetiști, sunt navetiști. Da. Deci acolo, la genul acesta de aglomerare școlară, poate măsurile de precauție ar trebui, față de cele normale, profesor de servici, elev de servici, ar trebui puțin dublate. Da, acolo poate să avem o discuție și cu conducerea primăriei, cu domnul primar, pentru că așa cum există unități școlare în care primăriile s-au implicat și au asigurat acolo pază umană, contează foarte mult să ai într-o școală, se vede, circulă printre copii. Mai ales pavilionară, cum este asta. Cu... Da, și atunci, oricum, prezența unui agent de pază poate în uniformă, măcar, sensibilizează. Cu condiția să nu aibă peste 60 de ani. Atenția. Să nu aibă peste 60 de ani, știți. Corect, că asta trebuie este agenți bun. Care să se și impună un pic în relațiile cu elevi, în sensul bun. Că am avut și cazuri în care au apărut conflicte între agenții de pază și ele provocate de multe ori chiar de agenții de pază, ceea ce nu e în regulă și au depășit. Da. Sunt și alte evenimente la fel de grave. A fost cel de la Bicaz Chei, nu cu cel de pătruns în școală.
Culmea, acolo o școală bine dotată. Acum de un dosar deschis de poliție la o comună, să nu dau date acum, pe abuz sexual, șoferul de pe un microbus. Absolut. Dacă s-a deschis acel... Șocant. Da, un șofer pensionar, pentru că nu aveau la momentul respectiv pe șoferul titular, au adus un fost șofer care a lucrat pe microbus școlar și căruia i-a trecut prin minte să pună mâna pe o fetiță din clasa a patra. Și aici o să colaborăm și o să ne țină la, curent. La curent poliția și o să vedem acolo pe final cui aparține vina, cine trebuie, dar în primul și dacă rând, fapta există. Și dacă fapta există, până la urmă s-a deschis dosarul. Deci că știți cum e, până... Da, până nu avem o decizie dată până la urmă de o instanță, că și poliția întocmește un dosar care își urmează cursul. Și au mai fost evenimente mai mici, noi o să le comunicăm pe toate. Și le-am cerut și colegilor directori la ultimile întâlniri să fie foarte atenți, să le comunici, încât atunci, la sfârșitul lunii, când fac raportarea, să nu ne trezim cu zero în unități de învățământ, unde noi știm deja, avem documente, avem rapoarte că s-au întâmplat astfel de... Bun, comunicarea dintre școli și inspectorat de multe ori se mai frânge. Trebuie să recunoaștem, cereți date... Da. Și ele vin incomplet. Și unul din lucrurile care ar trebui lămurit odată pentru totdeauna, ca să nu ne mai mințim noi între noi toți, este, domne, câți elevi ai în școală? 100. Ok, ai 100. Câți îți vin la cursuri în mod real? Că e o problemă. Că vin 40 și tu ai 60 care nu-ți vin, dar tu funcționezi ca și cum ai avea 100. E o problemă, într-adevăr, avem abandon școlar, să spunem, după aceea. Avem formațiuni de lucru, să spunem, la liceu, cum e liceul Seral sau liceul cu frecvență redusă și la ultima întâlnire. Mi-ați spus de liceu... O să fac deplasări să văd și eu dacă acei elevi sunt la ore, pentru că ce se întâmplă și în condițiile abandonului și în condițiile claselor de liceu la forma aceasta de învățământ, copiii sunt înmatriculați, vin banii. Vin banii și atunci uneori să nu facem ceea ce au făcut alții prin alte județe, adică îi înscriem fictiv acolo, ei nu frecventează cursurile, urmărind două scopuri. Să luăm banii la costul standard, odată, și doi, să avem funcția de director, de director adjunct, că ea se acordă dacă are un număr de domnul profesor, înscriși. Asta nu înseamnă un pic de măsluire a actelor publice? Da. E un ca să nu spun de fals. Ca să nu spun de fals. Pentru că copiii aceia primesc niște note sau nu sunt puși absenți. Da, exact. Și bine, este așa tacit. Băi, dacă nu trecem, n-avem catedre. Dar totuși, până la urmă, ar trebui cumva discutată problema asta direct și pe față. Și tare m-aș bucura să vedem niște acțiuni ale, să spun eu, brigăzilor din inspectoratul școlar care să constate exact acest lucru. Și să vedem și noi câtă minciună și cât adevăr este în raportarea aceasta de număr de elevi. Raportările acestea ne și ajută, pentru că acolo unde avem, de exemplu, abandon școlar și sunt comunități unde se înregistrează un procent mai ridicat. Sunt copii care provin din medii vulnerabili, din comunități de minorități. Și acolo, dacă noi avem date exacte, putem și interveni. Și v-am dat într-o discuție un exemplu la o comună, la Bacna, unde au nevoie de un mediator școlar. Și ori să aibă acolo un mediatorul care să facă legătura între... Care face legătura între comunitate și școală, care are niște atribuții foarte clare, îi aduce pe copii la școală, se întoarce în comunitate și li transmite acolo părinților ce probleme întâmpină copiii la școală.